Doamnelor și domnilor, bună ziua! Au trecut deja două săptămâni de când, de la 1 decembrie, de la Ziua Națională a României, dar în acea zi a avut loc un eveniment care nici de cum nu mă lasă în pace. Și nu pot ca să nu vin cu idee, cu o replică la acel eveniment care a avut loc la Alba Iulia. Dar mai întâi de toate am să spun că la Alba Iulia a avut loc congresul Partidului Aur. Și la acel congres a luat cuvântul George Simion. George Simion a spus că Basarabia e pământ românesc. Da, sunt de acord. Nu pot nimic să spun. Dar în declarația lui George Simion cam nu prea am văzut acea atracție față de Basarabia, care e pământ românesc. Fiindcă el a spus că România nu mai trebuie să financeze nici măcar un leu guvernul de la Chișinău. Știți, de 30 de ani Republica Moldova, cetățenii Republicii Moldova, unii cetățeni luptă cu adevărat pentru unirea cu România. Și doar în aceste cuvinte e o frază. George Simion, el de parcă ar strica un vas. De ce? Fiindcă unia, guvernul României, finanțează guvernul de la Chișinău, adică cum îl finanțează? România construiește grădiniți de copii, repară școli, face drumuri și încă foarte, foarte multe lucruri bune. Poporul astăzi din Chișinău a crescut în procentaj, dacă se fac o comparație cu anii precedenți, cu anii 92, anii 90, chiar și acei 2000, a crescut foarte mult. Nu mai spun de cei care sunt în afara țării, adică în străinătate, în Europa, căci și ei nu mai puțin vor unirea cu România. Însă, doar în aceste cuvinte, că nu trebuie să mai finanțeze, de parcă ar strica tot. Poporul a început să capete încredere, văzând că România investește sume enorme de bani, se străduie ca să salveze această palmă de pământ, George Simion de parcă ar tăia tot ce a făcut până astăzi guvernul român.
Și la un moment dat, poporul poate să spună, păi, ei pe noi nu ne mai ajută, ne ducem la Rusia. Votăm, data viitoare vom vota partidele pro-ruse. Păi eu vreau să-l întreb pe George Simion, de ce el strică tot? De ce el strică munca? Munca de 10 de ani, care unii au depus un efort enorm în această muncă și George Simion vrea să o strice de parcă ar strica un glob de sticlă. E dureros acest lucru, însă George Simion, el mai spune că finanțând guvernul de la Chișinău, el finanțează pe Ion, pe primarul pro-rusul, primarul Chișinăului Ion Ceban. George Simion, România nu finanțează direct pe Ceban. Ceban, știm destul de bine că el a ajuns la conducere datorită faptului că a falsificat voturile. Asta e una care se pedepsește. Și a doua e că chiar Igor Dodon, care a fost atunci președintele Republicii Moldova, a făcut el însuși e implicat și a făcut abuz de serviciu. Și vreau să-i spun lui George Simion căci pe Dodon, dar nu numai pe Dodon, acolo sunt mai mulți socialiști. Ceban, Bătrâncea, Novac, Bolea, ei în genere trebuie depus la închisoare pe sute și sute de ani. Tot acum vreau să mai ating încă un eveniment. Când Șoșoacă în Parlamentul României, când Zelenski vorbea despre nenorocirea care a dat peste Ucraina, despre războiul din Ucraina, Șoșoacă spunea că ce-l ascultați voi, mă, pe Zelenski? Invitați-l în Parlamentul României pe Putin. De ce nu-l invitați pe Putin? Vreau să-i spun și lui Șoșoacă a continuat că Ucraina ne-a furat Bucovina, Basarabia, Ținutul Herț. Vreau să-i spun lui Șoșoacă că ce nu Ucraina a furat, nu Ucraina a împărțit Basarabia. Hotărârea s-a luat la Moscova. Acolo e capul unei tumori, unui cancer, care trebuie de distrus și numai atunci se va vindeca o țară și un popor. Așa că Șoșoacă și George Simion, eu înțeleg că poate că sunteți patrioți foarte mari, dar patriot trebuie ca să fii nu cu documente, patriot trebuie ca să fii cu o conștiință de patriot și cu o inimă de patriot. Și numai atunci vei demonstra
Într-adevăr, patriotismul față de țară, față de neam, față de popor. Atât am vrut să vă spun, doamnelor și domnilor, dacă v-a plăcut, vă rog să mă răsplătiți cu un share și data viitoare mai am careva idei și data viitoare am să vin cu alte idei. Sănătate! Aveți grijă de voi!